mulți antreprenori au curaj să-și lanseze o afacere în mediul rural. Aceasta datorită suportului financiar al Uniunii Europene. Așa a luat viață și ideea Irinei Bordian. Datorită unui grant, la Rezina a fost amenajată o salină cu sare adusă din România și Ucraina. Afacerea funcționează de mai bine de un an și jumătate. Am făcut două încăperi. Am făcut secțiunea pentru copii, unde ei se pot juca, au nisipiera lor plină cu sare, cu anumite jucării și zona de relaxare pentru părinți. Este muzica lentă, ceea ce duce tot spre relaxare, plus deja sarea care spulverizează, care ajută la tratarea căilor respiratorii, care ajută la curățarea bronhiilor și pentru doamne, domnișoare, curățarea tenului, deci nu și a bărbaților. Primul gând de afacere a venit în 2018, după ce antreprenoarea a observat cererea turiștilor pentru destinațiile din afara țării. Așa a început să studieze ce este o salină și cum poate amenaja una acasă. Am făcut niște calcule, am pus pe foaie ca un business plan, am făcut calculele și am văzut că nu ne trage buzunarul să facem afacere, adică din banii proprii. Am renunțat la idee, cu toate că undeva în gând ea încă ne stătea nouă, ca o steluță lumina. Dar am renunțat, adică chiar un an de zile am renunțat cu totul la ea. Soluția a venit prin intermediul programului Femei în Afaceri implementat de ODIHM. Irina a propus ideea, a prezentat planul de afaceri, iar în februarie 2019 a obținut prima tranșă a finanțării din totalul celor 139.000 de lei. S-au acoperit în jur de, 50% aproape din cheltuielile totale ale salinei, pentru că ceea ce vedeți în jur sunt în jur de 20 de tone de sare. Pentru că este sus, jos, în părți, peste tot este sare. Banii ODIHM-ului mai mult au mers în aparataj, adică în filtre, în aerisire, în pulverizator, în generatorul salin care pulverizează ionii de sare. De beneficiile salinei s-au bucurat până acum peste 200 de vizitatori. Primii au fost localnicii din Rezina. Au fost cei care se duceau în... aveau aceste proceduri incluse când mergeau la sanatorii. Dar, respectiv, au fost și o bună parte de clienți care nu știau ce e aia. Cu toate că nu ne-am deschis de mult, dar da, avem clienți fideli care... chiar avem peste hotare câteva persoane care, odată în jumătate de an venind acasă la părinți, nu scapă ocazia să vină numai decât să facă 10 proceduri de salinoterapie. Antreprenoarea se gândește să-și extindă afacerea cu gust sărat. Ne-am gândit că pe parcurs, adică să dezvoltăm ideea cu sarea, să prelungim, să o facem, adică o încăpere cu sare caldă, poate și cu infraroșu pe alocuri. Proiectul Femei în Afaceri, de care a beneficiat și Irina Bordian, este cofinanțat de Uniunea Europeană și bugetul de stat. Acesta oferă suport pentru dezvoltarea micilor afaceri, în special în zonele rurale.